Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și E.ON România au încheiat ieri un protocol de colaborare privind derularea în comun a unor campanii de informare, prevenire și conștientizare a cetățenilor asupra pericolelor la care sunt expuși în cazul utilizării necorespunzătoare a diferitelor surse de energie. Obiectivul parteneriatului este reducerea numărului incidentelor și implicit al victimelor și este primul de acest fel încheiat între IGSU și o companie din sectorul energetic din România. Anual, sute de persoane și-au pierdut viața în incendii intoxicați cu monoxid de carbon sau ca urmare a exploziilor. Din cele circa 40.000 de incendii produse în România, în perioada 1 ianuarie 2010-31 iulie 2012, mai mult de jumătate au avut loc în locuințe și gospodării, iar din cele aproximativ 1.300 de victime ale acestor incidente, 152 au fost copii. În zona de activitate E.ON Gaz, numai anul trecut, 23 de persoane au decedat din cauza asfixierii cu monoxid de carbon, iar alte 52 de persoane s-au aflat la un pas de moarte din același motiv. Prima acțiune lansată în cadrul parteneriatului este campania națională de informare și educație preventivă FOC, Flăcările omoară copiii. Ideea implementării unui astfel de proiect a pornit de la o realitate susținută de statistici și anume faptul că cei mai mici au devenit pe fondul lipsei de supraveghere principalele victime ale incendiilor produse la locuințe și gospodării.